onoarea să lansăm o carte cu totul inedită. Are chiar o perspectivă istorică, dar și o perspectivă literară, și de acest motiv avem nevoie de un susținut sprijin din partea celor care înțeleg nu doar contextul, ci și cultura și conjunctura istorică în care trăim. Autorul este un om orchestră prin definiție, deși nu aceasta este definiția omului orchestră, anume jurnalist, scriitor, scenarist, poet, chiar și demnitar al statului, participant la istoria trăită, participant activ la istoria trăită. Nu aceasta, spuneam, este definiția omului orchestră, așa cum apare în titlu. Vom vorbi despre această definiție, dacă îmi dați voie să fac o scurtă definiție sau redefiniție a acestui moment. Omul orchestră suntem cu toții, până la urmă, care încercăm să trăim prin conjunctura istorică de astăzi, în diferite ipostaze în care ne duce viața și în care încercăm să la care încercăm să răspundem. Dar pentru că majoritatea dintre dumneavoastră nu ați citit această carte, pe care eu am avut privilegiu să o citesc înaintea dumneavoastră, am să rog pe domnul Răzvan Popescu, autorul cărții, să ne introducă în atmosfera și în conținutul cărții ca un cuvânt de preambul. N-am să vă povestesc cartea asta, să liniștiți. Am să spun două vorbe despre formă la început, despre câteva elemente tehnice care țin de mecanismul scrisului, un fel de cheie de lectură ca să vă orientați mai ușor în acest labirint al memoriei, memorii subiective, să spunem, sau, cum mi s-a mai spus, un roman autoreferențial. Am un stil fragmentar, vizual, postmodern, zice critica. Eu zic că este doar un puzzle de rezolvat, mozaic. Sunt un povestitor pe spații mici, niciodată n-am avut suflu. Scriu în secvențe scurte, în fragmente aparent disparate. Idei, confesiuni, impresii, secvențe, care nici măcar nu se înscriu cronologic. Important este să le recuperez. Asta face un jurnal. Valorizează memoria, valorizează amintirile. Pariul meu este ca aceste fragmente să se întrepătundă ca într-un fel de țesătură, într-un montaj, să interacționeze între ele, să se întâlnească, să se lege în imaginația cititorilor într-un tablou de ansamblu. Big picture, cum se spune astăzi. Cam atât despre formă. Să vorbim puțin și despre conținut. Sigur că nu o să putem intra în detalii, pentru că doar unii dintre dumneavoastră au apucat să citească cartea, alții vor pleca cu această carte de aici, de la acest eveniment, cum de regulă Banca Națională nu face. E prima dată, din ce știu eu, când se discută totuși literatura. De obicei, lucrări economice, de finanțe. Aici, în această carte, este vorba de o incursiune în trecutul nostru recent. O retrospectivă asupra unei perioade a marilor speranțe pe care ne-am obișnuit să o numim tranziție. Cum s-a trăit atunci, dar și cum se trăiește astăzi. Ce înseamnă să aparții unui loc, unui timp care ți s-a dat și chiar unei familii? Cartea ambiționează să răspundă la aceste întrebări. O imagine din fragmente, așadar, instantanee, detalii semnificative, care împreună ambiționează să redea spiritul și emoția unei epoci. O perioadă la care am participat, la început ca inginer, apoi ca observator, ca jurnalist și mai târziu ca demnitar în interiorul mașinăriei de putere, cum puține au avut acces.
În Omul Orchestră vă propun să ne uităm în urmă. Este istorie trăită. Și tot așa două vorbe despre personaje. Nu există roman fie el și autoreferențial fără personaje. Hai să luăm de la personajele cele mai mici, la personajele fără nume, la personajele de fundal. Mineri din Valea Jiului, muncitori din cariere, țărani din satele depopulate, oameni ai deltei, toți aceștia se regăsesc într-un fel de portret colectiv. Viața lor nu era nici atunci cine știe ce prețuită și nu cred că nici astăzi s-a schimbat mare lucru din acest punct de vedere. Sigur că există și personaje de prim plan. Oameni care au jucat un rol important în epocă. Să zicem, să începem cronologic cu Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu, Iohannis chiar. Dintre cele mai importante personaje din epocă, se va afla în sală. Îl așteptăm pe președintele Constantinescu, poate și pe fostul premier Mucuri Sărescu. El este undeva pe aici în momentul de față, mai are un eveniment și s-ar putea să apară totuși în mijlocul nostru la un moment dat. Sunt și o serie de oameni de cultură alături de care am lucrat. Regizorul Dan Pița a motivat, absent motivat, din motive de gripă. El a confirmat că vine și uite că totuși gripa a avut prioritate. Este aici în față actrița Victoria Coceaș. Am făcut un film împreună. Este și regizorul Marius Balna alături de noi. Iarăși am făcut un film împreună. O mențiune specială pentru fostul meu coleg de liceu, Sergiu Oprescu, în primul rând, astăzi CEO la Alpha Bank și care a sprijinit apariția acestei cărți. Așa cum o face prin organizarea acestui eveniment, gazda noastră de azi, guvernatorul Mucuri Sărescu. Vă mulțumesc și revin pentru întrebări, să încercăm să facem un schimb de idei. Mulțumesc foarte mult și pentru că suntem în perioada în care încercăm să așezăm lucrurile, să luăm temeinic. E momentul să discutăm și cu editorul. Să-l întrebăm ce l-a determinat, ce l-a convins. Editura Cartea Românească de la Iași să preia un autor din București. Înainte de toate, vă rog să-mi permiteți să fac o mică buclă și să mulțumesc Băncii Naționale pentru faptul că ne găsim aici. O invitație cu totul neașteptată. Știam, cunoșteam câte ceva din atenția pe care o acordați artelor și am auzit despre acțiuni în domeniul muzicii, am auzit ceva legat de pictură și iată, astăzi discutăm literatură și nu orice fel de literatură, discutăm despre carte nouă. Mulțumesc! În ce privește prezența noastră aici ca editură, și este vorba de editura Cartea Românească Educațional, aș vrea înainte de a intra în subiectul Răzvan Popescu, să îndrăznesc să aduc un omagiu Băncii și să încercăm să le completăm biblioteca cu câteva din cărțile apărute la noi în ultima vreme și trebuie să înțelegeți că ne preocupă cu deosebire Cartea Românească, deși publicăm și carte străină, și iată ca o dovadă acestei insistențe pe Cartea Românească, am retipărit câțiva autori importanți și unul dintre ei este Pepe Negulescu. Probabil că vă este filozofia
lui Pepe Neculescu cunoscută. El a fost extrem de mult neglijat. Și avem aici 3 volume de filozofia renașterii, avem 4 volume din destinul omenirii, 5 volume din istoria filozofiei contemporane și vă rog să primiți, domnule director, acest cadou din partea noastră. Și mai avem aici o surpriză extraordinară. Ca o floare de primăvară este autoarea acestor cărți. Este vorba de traducerea lui Eminescu în volumul Vreme trece, vreme vine, traducere în limba franceză de către doamna Paula Romanescu, care a și venit și este aici în sală, și este vorba despre Jamais l'automne, niciodată toamna, de Tudor, după poemele lui Tudor Arghezi, pe care vă rugăm să le faceți parte de patrimoniu la Biblioteca Băncii Naționale. Dacă este să ne întoarcem la motivul imediat al prezenței noastre aici, fără îndoială este inedit și acest gest pe care l-ați făcut de a găzdui aici, în Palatul Băncii Naționale, o prezentare de carte. Și vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că l-ați ales pe Răzvan Popescu și în felul acesta, Cartea Românească Educațională profită de această invitație. Dar întâi să lăsăm autorul să se bucure și apoi editura, vedem dacă mai rămâne ceva. De obicei așa se întâmplă cu editorii. În ce privește pe Răzvan Popescu, fără îndoială este cunoscut publicului și noi l-am preluat și l-am tratat cu toată seriozitatea, pentru că a început la noi cu cărți de poezie, o poezie modernă, o poezie inedită, o poezie foarte interesantă, și a continuat apoi cu volume de proză, în torent, e tipărit tot la noi și iată acum acest om orchestră. Încercând să pătrundem esența sursei din care a curs inspirația pentru această carte, fără îndoială ca toți cei care încearcă să descifreze câte ceva, ne-am adresat omului. Cine este omul Răzvan Popescu? Mulți cred că l-au cunoscut, noi credem că este greu să-l încadrezi pe Răzvan Popescu până și într-o profesie oarecare, pentru că a fost minier, a fost jurnalist, a fost scenarist, a fost și este. Cu mineritul cred că a terminat-o. Dar, nu știu, de la Revoluție încoace, probabil că nu mai e minier. Dar a lucrat în subteran. A dus o viață aspră și a cunoscut viața sub toate aspectele ei. Totul ce se întâmplă în jurul nostru în momentul de față, pentru Răzvan Popescu, pare că nu are niciun sens. Și dacă priviți pe televizor și dacă luați jurnalele și dacă vă gândiți la viața socială a României, veți descoperi că, într-adevăr, pare că nimic nu are sens, nimic nu se leagă. Și toți înțelepții noștri care vorbesc în televiziune și în presă atrag atenția asupra acestei dezordini, care, iată, aici are formă literară, e surprinsă din punct de vedere literar. Eu cred că este o proză care poate fi consultată, este o proză care te stimulează fără îndoială să-ți aduci partea ta de observație și să-ți asumi o parte din ceea ce se întâmplă. Dar el spune undeva în text, nu există nici destin, nici aia, nici alaltă, dar există un scop. Ei, aici trebuie de meditat și mai trebuie să te tras de limba uzorul, care este scopul. Vreau să doresc acestei cărți, cum s-a spus despre desculți, o pinci de aur, ei, să-i spunem încălțări de aur, să poată călători, să fie cunoscută și să păstrundă în public. Cred că cei tineri sau cei cu mintea, cu rațiunea suficient de proaspătă vor reuși să înțeleagă mai bine această carte. Mulțumesc, domnule Avului.
Să rog pe doamna Daniela Azeca, în calitate de personaj, nu? De personaj al cărții, cartea debutează cu o amintire legată de dumneavoastră. Asta este paradoxul acestei cărți, este ficțiune, dar nu este ficțiune, este literatură, dar nu este jurnalism, dar vorbește despre realitate. Așteptăm oricum o introducere în carte și de la dumneavoastră. Mulțumesc! Domnule președinte, distinse gazde, stimați invitați și dragi prieteni din presă, deși covorbitorii mei aici de față s-au ridicat și v-au vorbit din picioare, aș prefera să rămân așa așezată, în primul rând ca să stabilesc din start un soi de complicitate cu dumneavoastră, cei care asistați. Pe urmă, dacă ați schimba o secundă rolul cu mine și ați intra în acest prim paragraf al cărții care aduce aminte de momentul anului trecut în care Răzvan Popescu mi-a fost interlocutor la mic dejun, ați vedea că nu sunt nici pe departe personaj, nici măcar unul secundar, poate unul eliptic, pentru că sper că avea nevoie de un început bun al cărții. Și atunci a găsit unul glumeț atât de abil cum este în proză și a spus așa: DZB, cum mi se mai spune, sprintenă și dezinvoltă, auziți, sper să fac proba acestor calități, iar peste vreo 40 de pagini, când relatează că se duce la o televiziune comercială, spune convins: prezentatoarea e frumoasă. Și atunci alegeți rolurile, cum e mai bine, la mic dejun sau la prezentatoarea cu pricina, pe care eu am admirat-o, dar nu invidiez, pentru că la finalul paragrafului cu televiziunea comercială, autorul adaugă: face și ea ce poate. Pentru că s-au spus atâtea cuvinte adecvate aici și elogii meritate, mie nu mi-au rămas multe cuvinte, dar să încep prin a vă încredința că aici, în acest roman al fragmentelor, avem de fapt o mărturisire completă aceea sau o recunoaștere, încă o recunoaștere a faptului că suntem atât de vulnerabili cu toții, indiferent că ne numim jurnaliști, CEO, guvernatori, actori, regizori și așa mai departe. Nu în ultimul rând, această carte despre care vă vorbesc face și o altă declarație sigură și inedită. Cum scrie, domnule, în România un jurnalist atât de ocupat, care a fost și demnitar, care este și un atent observator într-un întâi la președinția și apoi în Consiliului Național al audiovizualului, cum, de unde are timp, ce-și sacrifică din viață, cum obține această validare, cum spune aici autorul, care, credeți-mă, vine foarte greu atunci când te-ai legitimat ca fiind un jurnalist foarte recunoscut și profesionist. Foarte puțin mai cred sau mai sunt dispuși să răsfoiască, etichetând deja: Răzvan Popescu este un jurnalist și gata. Ei bine, aici veți descoperi scenaristul, semnatarul celor numai puțin de 7 partituri pentru film, 7 scenarii, veți găsi povestea unor prietenii rare, precum aceea cu Lucian Pintilie, cu Dan Pița sau cu regretatul Radu Gabrea, și mai ales veți găsi onestitatea și recunoștința pe care o arată foarte discret, ca în filigran, față de președintele Emil Constantinescu, lămurind totodată cu o distanță în timp declarațiile acestuia, meritele acestuia, încercarea extraordinară a candidaturii sale de a ne racorda și cu Europa, dar și cu o tradiție interbelică cu care am fi vrut să ne legăm înapoi și, în fapt, nu prea am reușit.
Așadar, pentru un sceptic oarecare, îndreptățit să spună a, un jurnal altfel e ceva aproape autobiografic și s-ar putea ca această ordine personală să nu mă intereseze. E fals. Încercați să deschideți cartea. Cred că în mai puțin de 3 pagini veți călători cu ea. Ca volum a început deja o călătorie strălucită și destinul ei complet e de fapt prin alegerea dumneavoastră, prin preferința de a o citi și mai ales de a o comenta, așa încât mă văd nevoită să las spațiu pentru părerile dumneavoastră, pentru întrebările dumneavoastră și abia aștept să discutăm împreună. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dacă această carte are personaje sau putem considera că are personaje, atunci domnul președinte Emil Constantinescu, pe care îl salut și mă bucur foarte mult că este alături de noi, este un personaj principal în această carte. Și în această carte, nu numai în această carte. Și pentru că este alături de noi și leagă o strânsă legătură de autorul Răzvan Popescu, e o legătură de notorietate. Știm cu toții că Răzvan Popescu a fost elev și purtător de cuvânt, dar cu atât mai mult, pentru că are toate aceste legături strânse, îl înviță ia cuvântul. Domnule președinte, vă rog. Distinși antevorbitori, onorată audiență și, bineînțeles, un vechi, vechi prieten, colaborator, care astăzi ne-a adunat în jurul ultimei sale cărți. Suntem invitați în această după-amiază să comentăm un jurnal de zi altfel. Este altfel pentru că în acest jurnal atât critica textului și prezentarea autorului sunt intrinseci narativului. Ce mai rămâne pentru noi atunci? Interpretarea titlului. Tentativa de a-ți imagina ce a vrut să spună autorul când l-a ales. Mie mi s-a părut interesant că într-o lume în care toți aspiră să fie conducători, Răzvan Popescu se autodefinește ca orchestră și nu ca un dirijor. Explicând el însuși metafora la care a apelat, mărturisește că s-a distribuit singur în toate rolurile disponibile care pot construi un om, acceptând să-și înfrunte angoasele, fricile, bolile, frustrările, veleitățile, dar și nădejdea că va reuși să exprime atmosfera în care trăim ca o stare de fapt, ca oglindă a timpului nostru. Sunt fără îndoială cel care l-a cunoscut pe Răzvan Popescu de cel mai mult timp, din anii în care era student la Facultatea de Geologie și scria reportaje la viața studențească. Ca absolvent geolog, a luat o hotărâre foarte dură, să lucreze în subteran, într-o zonă minieră cu atmosferă tensionată, care fusese tensionată și avea să fie tensionată. Revoluția i-a schimbat destinul, a fost prezent ca reporter în primele rânduri ale evenimentelor violente de la Târgu Mureș, la Mineriade și în multe alte momente care au schimbat, de fapt, România. A fost reprezentant pentru opinia publică și a primului ministru și apoi a președintelui României și de 23 de ani se luptă în Consiliul Național al Audiovizualului pentru asanarea tendințelor toxice din mass media. A scris scenarii de film, romane, cărți de poezie și toate cele care au fost prezentate atât de
și analizat atât de frumos de cei care au vorbit înaintea mea. Cine este Răzvan Popescu? Un martor implicat al unor timpuri de schimbare profundă. Și atunci mă întorc la această metaforă pe care a ales-o. Un om orchestră. O societate împărtășită ar trebui să semene cu o orchestră în care instrumente diferite, interpretând acorduri diferite, pot realiza o armonie. A fi în orchestră înseamnă nu numai polifonie, m-a observat doamna Leca Buzura, dar înseamnă alege între simfonie, adică consonanță, și diafonie, adică disonanță. Ni s-a propus și o dezbatere asupra istoriei trăite. Văd această dezbatere ca o conversație, în sensul originar al dialogului în limba greacă, în care cei care participă pleacă de la dezbatere cu o vedere superioară asupra subiectului pe care l-au abordat. Dați-mi voie să împărtășesc și o experiență personală, dacă e vorba de istoria trăită. Cu câțiva ani în urmă, la o conferință organizată de Clubul de la Madrid, în care eram keynote speaker, moderatorul, care era Federico Maior, fostul director UNESCO, de fapt singurul director adevărat al UNESCO, m-a întrebat ca magnifico retore, pentru că îi dădusem un doctorat honoris causa pe vremuri la Universitatea București, care ar fi imaginea care ar putea să fie un model a unei societăți împărtășite. Și atunci, într-o consonanță cu ceea ce a gândit mai târziu Răzvan Popescu, m-am gândit exact la această orchestră. Orchestra nu este toată societatea. Orchestra este o parte elevată a societății, care este capabilă să interpreteze cu instrumente diferite aceleași acorduri într-o consonanță, pentru că este alcătuită din profesioniști, din oameni care înțeleg muzica, care mulți l-ar vedea numai într-o relație cu sala de spectacol, urmărind baletul, nu este cel care conduce orchestra, ci cel care a format orchestra ca un interpret între ce a vrut compozitorul să spună și ceea ce poate executa orchestra, nu dictând, ci respectând și transmitând mesajul său prin șefii partidelor, care se numesc și în muzică, fie că sunt de suflători sau sunt de coarne. Cred că aceasta lipsește societății noastre. Și atunci relația directă este cu un conducător care nu poate să facă decât niște gesturi care nu înseamnă nimic dacă nu sunt înțelese de cei cărora li se adresează și nu reprezintă ceea ce un compozitor a vrut să exprime. Povestind despre lansarea cărții sale, Răzvan Popescu redă o scenă care mi-e bine cunoscută. Camere de la vederi, microfoane, lume, comentarii entuziaste, după care concluzia autorului. Niciunul n-a zis, am citit. Eu închei spunând despre cartea care se relansează astăzi, am citit-o și nu odată,
și de două ori. Prima oară dată în noaptea zilei în care mi-a dat-o, a doua oară în noaptea trecută. La următoarea întrebare pe care fostul jurnalist mi-ar pune-o cel puțin în mintea lui și cum ați aprecia-o, răspunsul ar fi ca o carte bună. Când am scris recomandări pentru burse de doctorat în SUA, mi se cerea pentru calificativele superioare să precizez în vederea plasării valoice pe implacabila curba lui Gauss numărul candidaților analizați. Dintre miile de cărți pe care le-am citit de-a lungul vieții, mi-au rămas în minte cele în care, din experiența personală a autorului, poți înțelege mai bine lumea în care trăiești. Omul orchestrei este una dintre acelea despre care pot spune am citit-o și a meritat să o citesc. Mulțumesc! Mulțumim domnului președinte pentru aceste cuvinte și pentru faptul că ne face onoarea să participe la acest eveniment. E momentul criticilor literari, nu putem să ignorăm, mai ales că ei întotdeauna vin cu noi perspective asupra unei cărți. Îl rog pe domnul Casian Maria Spiridon să ia cuvântul. Bună seara și bine v-am găsit. Am venit cu două cărți semnate de Răzvan Popescu, În torent și O bună orchestră. De ce am venit cu amândouă? Pentru că sunt legate, sunt cărți care cresc una din alta și care sunt, cum spune în finalul O bună orchestră, sunt o oglindă a timpului nostru. Dar eu aș vrea acum să-l contrazic, să amendez această asențiune a sa. Eu cred că avem de-a face, de fapt, cu o ramă fără oglindă. Pentru că acolo apar personajele reale, vii, întâlnite, apare el, apare, mă rog, președintele României, apare actori, apar regizori, apare Moș Flecar, apar atâtea personaje și are știința de a crea cu puține tușe personaje reale care le vezi, le poți vedea în fața ta și ești sigur că poți comunica cu ei. Este de fapt, dovada faptului că, în primul rând, că de asta i-am și spus o orchestră, el are talentul, în primul rând, a unui foarte bun publicist, a unui foarte bun jurnalist. Pentru că fără această chemare, ar fi fost greu să prind atâtea personaje și să cunoască atâta lume, dacă nu era și un jurnalist de vocație. Dacă citiți cartea, o să vă observați că sunt foarte multe note tipic de jurnalist. Pentru că nu scrie despre Ucraina, război de acolo, comentează, așează ramă ce se întâmplă acolo. De asta au spus că e numai raba, nu șobnină. De asemenea, vedem, merge la țară, casa din copilărie, pac, deodată altă rabă, altă atmosferă. Deci este ceea ce s-ar chema un prozator bine intersectat de un jurnalist, de altfel el și recunoaște treaba asta pe aici, pe acolo, spune și se plânge tot timpul că inspirația lor îi vizitează. Păi asta e normal. Scriitorii stau și așteaptă ca muza să-i viziteze. Deci ea vine dacă ai la cine, nu? Nu e problemă de... În același timp, el este și ca dovadă că își publică și câteva poezii care deja iau în volumele sale de poezie. Pentru că am avut bucuria să-l publică cu o vorbire cu... cel puțin din ultimul volum de versuri publicat, cel mai recent, să spunem așa. Foarte multe din acele poezii au apărut în covărbiritare, pentru că el este și un poet, pentru mine a fost o descoperire, pentru că o știam prozat, toți, scenarist, mă rog, o orchestră, că l-au mai laudat eu.
Dar ca poet l-am descoperit și ca un poet extrem de sensibil. Deși pare un dur în proză, acolo în poezie braze și ar la bătaie, știți cum e. Și ar mi se pare normală treaba asta. Deci, Răzvan Popescu este un prozator și un prozator care are vocea lui personală. Știți că sunt foarte mulți prozatori și care merg pe o anumită structură. Sunt foarte rar mari prozatori care își au fraza lor, își au felul lor de a scrie și n-aș vrea... În jurnalul altfel al lui Răzvan Popescu, de fapt, îmi amintește de jurnalul unui jurnalist fără jurnal. Mă refer la I. de Sârbu, care iarăși era un foarte bun cont de el. Deci are colecțiuni în literatura română, dar la același timp este diferit de ceea ce se întâmplă în literatura română cu un prozator. Pentru că e ușor să spunem că e postmodern, că nu. El este un prozator care își construiește universul cu fragmente care după aceea se aglutinează într-un cosmos personal. Eu vreau să-l felicit pentru această reușită, dar înainte de asta, pentru că toți sunt la Banca Națională, revista cu vorbe literare, cred că ați învățat la școală cu toții, da? Și l-ați uitat, asta e mai important. Deci revista cu vorbe literare a apărut în martie 1867. Tot în martie 1867, cred că domnul director își aduce aminte, s-a dat legea pentru moneda națională. Deci apoi că sunt lucruri comune aici, deci atunci a născut moneda națională, când s-a născut și revista Comovința. Eu am să fac greșeala și eu dolez, să dolez numărul pe ianuarie și decembrie din Comovința, are cu speranța și iluzia că o va citi, ceea ce l-ar fi rău, lași o carte de vizită și poate cine știe să abonează la revista Comovința. Știți că nu-i scumpă, nu-i o problemă. Mulțumesc frumos! Nu știu acum dacă am primit această revistă de la personajul din carte Casian Maria Spiridon sau de la directorul Casian Maria Spiridon. Nu contează, oricum ne abonăm. Cu această ocazie, Biblioteca Băncii Naționale, într-adevăr, s-a îmbogățit și de alte titluri decât cele economice pe care deja le are. Rămânem în această perspectivă. Îl rog pe domnul Marius Chelaru să ia cuvântul. Zâmbește pe sub mustața pe care nu o are, dar sunt convins că a avut-o, iată. Eu sunt curios ce o să primesc acum, după aceasta. Până să iei cuvântul, Marius, o precizare. Domnul Casian Maria Spiridon este nu numai directorul revistei Convorbiri Literare, cea mai veche revistă literară din România, dar este și președintele filialei din Iași a Uniunii Scriitorilor. Și, așa, în zona de anecdotică, este cel care a inspirat pe undeva titlul cărții, pentru că el mi-a spus într-o adunare publică, m-a numit omul orchestră și a dezvoltat el acolo o teorie care, iată că a căpătat o formă pe hârtie. Beam pentru că... Și o să fac reclamă Convorbirilor Literare, fiind coleg cu Casian la revistă, dar nu numai revistei Convorbiri Literare, în care de altfel noi l-am adoptat pe Răzvan Popescu, cum l-am adoptat și la filiala din Iași, a Uniunii Scriitorilor și la revista Poezia, pentru că de la primul poem pe care l-a propus pentru publicare, noi am crezut că merită să-l păstrăm în continuare între noi. Am citit cărțile, nu numai aceasta. Am participat la lansarea a trei dintre ele, una de poezie și două de proză, și despre două am și scris. De-aia am și eu speranța și iluzia că veți citi revista, pentru că numărul de ianuarie este și o cronică la această carte. Dați-mi voie să încep cu un citat. Răzvan Popescu, fiind un om care vedeți și dumneavoastră, nu este lipsit de... prezența camerelor de luat vederi. Cu toate acestea, iată ce spune. Refugiat în singurătatea mea autoimpusă, ca într-un exil, sunt eu și cu mine și uritul timpului, marele Malaxor. Mă las în voia lui.
Zgomotele ajung la mine, uneori acute, panicarde, alteori slabe, nedeslușite, se petrec lucruri în lume care mă împiedică să-mi aud vocea interioară. Într-adevăr, nu poate să stea departe de lume, chiar dacă este în această singurătate și face adesea recursul la memorie. Ce este interesant, după părerea mea, la stilul lui Răzvan Popescu, eu nu am găsit nicio carte de-a lui în care să nu facă recursul la copilărie, recursul la, ca să parafrazez un titlu a unui capitol din această carte. În speranța, nu neapărat de catarsis, pentru că rănile pe care le are, spune el că e greu să le vindece chiar și cu amintirile frumoase, chiar și cu amintirile plăcute. Și într-adevăr este foarte greu să vindeci, de pildă, ruina satului. Este foarte greu să vindeci o amintire pe care o ai cu părinții tăi și cu niște oameni din jur, pomenea Casian de moș flecar. Toți avem în satul nostru câte un moș flecar, câte un nebun al satului, care la mine în sat, de pildă, unde am copilărit, din păcate, nebunul era un fost veteran de război care avea nu știu câte decorații și nebunise pentru că fusese închis, bătut, închis, bătut și așa mai departe. Despre acest sat, când povestește, povestește chiar cu o durere pe care nu se străduiește deloc să o disimuleze, deși în alte părți nu cred că face efortul. Cred că așa este stilul, numai să prezinte ca într-o eboșă, să prezinte imaginea respectivă. Și o să mă opresc după aceea la un alt astfel de aspect. Dar acolo pur și simplu nu se poate opri să nu se vadă durerea. Spune, biserica ruinată, tradițiile distruse, satul părăsit, casa părăsită și așa mai departe. Din păcate, este o realitate nu numai pentru satul lui, pentru multe sate din România. Ce am făcut, ce am pătimit, poate nu știm să prețuim nici trecutul, poate nu știm să prețuim nici ce avem astăzi. Într-o discuție pe care am avut-o noi la Iași, am vorbit despre faptul că la Academie, înainte de război, de-al doilea război mondial, toate discursurile porneau cu satul. Vă rog să vă uitați astăzi câte discursuri mai pornesc, nu numai la Academie, cu satul. Iată, în cartea aceasta Răzvan Popescu dedică un capitol întreg numai satului. Asta înseamnă că atenția pe care o are dânsul, și de altfel și spune în carte că el are mereu impresia că îi se ascunde ceva. Tot timpul are senzația că realitatea, el vede numai o parte din realitate și de aceea simte nevoia să pună întrebări, să întrebe, să caute, să scormonească. Pentru că așa este firea. Este, dacă vreți, permiteți-mi o comparație, ca și cum ai așeza alături, într-o balanță, viața trăită de tine cu viața trăită în jurul tău. Pentru că foarte multe personaje din carte, de altfel Răzvan Popescu și spune, personajele au tras cartea după ele. Foarte multe personaje din carte sunt reale. Și atunci o să vă întrebați unde anume este această împletire a ficțiunii cu autoreferențialul. Dacă o să citiți cartea, o să vedeți lucrurile acestea. Ce pot eu să spun este că e interesant stilul, nu neapărat definirea. Sunt teoreticieni într-o țară frumoasă din Europa cu o literatură extraordinară care nu se pot abține dacă nu au 70.000 de catalogări. Cred că mai important este să citim cartea și după aceea să o catalogăm. În același timp, da, la dânsul este o continuitate. Și în cărțile de poezie, și în cărțile de proză. Pare că toate sunt legate una de alta. Aproape că îți vine să crezi că dacă ai construi un mic podeț între ele, ar putea constitui o singură carte. Drept pentru care zic să citiți cartea, ofer și eu o carte pentru Biblioteca Națională, este a unui fost banchier, Mitruș Cuteli, una român, care a lucrat, a trăit și a lucrat în România și, bineînțeles, a publicat și în Convorbiri Literare. De aia o ofer. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru carte. Vă mulțumim foarte mult pentru participare. A fost o plăcere pentru Banca Națională și o reușită din toate punctele de vedere. Nu pleci cu mâna goală. Nu plecăm cu mâna goală și sperăm să aveți... Întotdeauna ieșim în profit. Sperăm să aveți o lectură plăcută dintr-o carte care într-adevăr merită citită. Vă mulțumesc foarte mult. Plăcerea a fost întotdeauna de partea noastră. Mulțumesc. Domnule președinte, suntem la lansarea cărții domnului Răzvan Popescu, Omul Orchestră. Este foarte rar când un președinte de stat vine la lansarea cărții unui alt autor. Și ați invocat și cuvântul prieten. Ce înseamnă prietenia pentru dumneavoastră din poziția aceasta și relația cu Răzvan Popescu? Prietenia înseamnă încredere. Încrederea este
un sentiment care se câștigă foarte greu și se poate pierde foarte ușor. Răzvan Popescu a fost studentul meu la geologie. Când era foarte tânăr, țineam cursul în anul întâi, deci îl cunosc de când avea 19 ani. L-am văzut cum începe să scrie în timpul facultății la viața studențească. I-am cunoscut opțiunile, a fost purtătorul meu de cuvânt cât eram președinte. L-am numit cât am avut această prerogativă în CNA și s-a dovedit că a fost o alegere bună pentru că a rămas, l-am numit în 2000 și a rămas 24 de ani, se vor întâmpla acum. Sigur că am participat la toate lansările filmelor lui, pentru că eram legat și de mari regizori pentru care a scris scenarii și care acum, din păcate, s-au dus și care mi-au fost și ei prieteni. Și i-am citit cărțile, am apreciat, mulți au spus, bun, scrie o carte purtătorul de cuvânt, o carte așa complexă. Doina Oricariu, care era editor, mi-a zis, da, o citiți, să vedeți? Am zis, da, o citesc. Păi și nu vă nemulțumește? Nu, numai o astfel de carte va fi citită. Nu o carte encomiastică, nu o carte de laude pe care nimeni nu o citește, ci o carte adevărată a unui om care are un punct de vedere critic asupra celor din jur și asupra lui însuși. Asta ne unește. Și mă bucur că după purtătorul de cuvânt, după celelalte cărți care au transformat un jurnalist într-un scriitor adevărat, vine și cu această ultimă carte, în care am avut surpriza, citind-o pagină cu pagină, să descoper și că este primul care a remarcat esența mandatului meu prezidențial. Care ar fi care, în opinia domnului Popescu și a dumneavoastră? Nu încheierea parteneriatului strategic care ne asigură securitatea astăzi, el în primul rând. Nu integrarea în NATO care a pornit atunci și care ne asigură securitatea în ansamblu. Nu integrarea în Uniunea Europeană, care sigur ne asigură o securitate economică și o securitate a păstrării democrației, dar proiectul reconcilierii, reconcilierii interne, româno-români, minoritățile din România, cu țările din jur. Fără acest proiect, care îl observă foarte clar, a fost inițiat și girat de Coposu cu autoritatea suferinței lui și pe care am avut onoarea să-l aduc la îndeplinire în condiții mai dificile decât oriunde într-o țară postcomunistă, unde nu erau de uitat și de iertat, de iertat mai ales crimele vechi ale comunismului, dar și crimele foarte noi din momentul Revoluției, și unde, într-un parlament în care am avut posibilitatea să promovez și în guvern dintre cei aleși în funcțiile cheie, foști deținuți politici, care stăteau alături de torționarii lor, cam jumătate-jumătate, s-a putut realiza o unitate de vederi în scopul integrării României, euroatlantice a României. Pentru mine a fost foarte curios că la 23 de ani de la terminarea mandatului meu, Răzvan Popescu este primul care face un adaus la memoriile lui și enunță acest lucru. Ultima întrebare, dacă să așteptăm și din partea dumneavoastră un jurnal sau o carte de memorii în care poate să spuneți din perspectiva dumneavoastră subiectivă niște lucruri care nu s-au spus până acum. Acum scriu la ea. Vă mulțumesc și așteptăm să ne invitați și pe noi la lansare. Cu plăcere.